Agricultorii români ar putea primi despăgubiri de până la 50 de milioane de euro pentru cerealele nevândute din cauza importurilor din Ucraina. Comisia Europeană a fost de acord să majoreze suma de la 10 milioane de euro după presiunile făcute de parlamentarii români. Mai multe detalii are colegul meu, Vasile Marcu. Bun găsit, Vasile! Bun găsit, inclusiv președintele României s-a implicat în acest scandal al compensării pierderilor fermierilor români. Președintele a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar aceasta a anunțat că sumele pentru fermierii români vor fi recalculate. Inițial au anunțat cei de la Comisia Europeană că vor aloca doar 10,5 milioane de euro pentru fermierii români, însă este vorba despre o sumă total insuficientă, mai mică și decât cea primită de Bulgaria, care primește în jur de 17 milioane de euro, deși au o suprafață agricolă mult mai mică și un număr mai mic de fermieri. Iar după ce președintele a avut ședința Consiliului European, unde a vorbit cu președinta Comisiei, a ieșit și a anunțat că sumele vor fi recalculate, iar din ce spun surse europene, ar fi vorba despre o sumă în plus față de cele 10 milioane, între 7 și 14 milioane de euro, deci ar putea ajunge 24 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru agricultorii români, sumă care va fi dublată de guvernul României, așa că e posibil să vedem în jur de 48, poate 50 de milioane de euro alocate pentru fermierii români, drept compensații pentru pierderile suferite din cauza grânelor ucrainene care au inundat piața din România. Because a lot of grain is now coming to the European market, and this has influence on the prices. And therefore, those frontline countries that are helping the most with the solidarity lanes should not suffer then from disadvantages. As a first step, we have mobilized over 56 million euros from the Emergency Agricultural Reserve. But this is not enough. This was very clear tonight. Therefore, I'm grateful to Romania that did a motion and that suggested that we will look into increasing this amount for the farmers in the frontline states.